Este deja al treilea an în care ne punem întrebarea, vom avea sau nu agent termic la iarnă. Situația s-a complicat din momentul în care Ranul a intrat în faliment, iar firma care se angajase să construiască o centrală a dat greș. Ne apropiem de sezonul rece și nu știm cu certitudine ce se va întâmpla cu caloriferele în următoarele luni. Edilul Marius Creciu ne asigură că cel puțin 2 săptămâni din noiembrie va fi căldură cu bani de la primărie. Pentru restul perioadei geroase așteptăm vești de la guvern. Sunt multe întrebări și pe rețele de socializare ale cetățenilor din turnul Severin. Le răspund acum prin intermediul și prin intermediul dumneavoastră. Din punct de vedere al zonei tehnice, noi suntem pregătiți, adică suntem pregătiți să furnizăm agent termic în această iarnă. Avem și ceva bani la primărie pentru primele 2 săptămâni din luna noiembrie, când normal va începe sezonul rece. Să sperăm că nu vor fi temperaturi scăzute mai devreme, dar în același timp așteptăm și sprijinul de la Guvernul României. Chiar ieri am mai avut discuții la București pe această temă. Șanse sunt să primim acești bani pentru că ne sunt necesari și ceea ce se întâmplă la nivelul termoficării îndrobetat turnul Severin nu este din vina primăriei. Este o situație grea, raportată la RAN, la Regia Autonomă de Activități Nucleare, care a intrat în faliment și am fost obligați să căutăm alte soluții. O certitudine vine însă pentru cei răplatnici, nu vor avea agent termic dacă nu își achită datoriile din anii trecuți. Deci îi asigur pe severineni că primăria și Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică sunt pregătite să furnizeze în acest moment agent termic. Este important ca și acei cetățeni care nu au plătit până acum să încerce să rezolve această problemă. Nu mai sunt mulți, dar sunt asociații care, din păcate, au dat foarte puțin bani și le spun acelor asociații că nu vor primi căldură anul acesta, cum sunt și instituții care n-au plătit și nu vor primi anul acesta agent termic. Nu doar asociațiile de locatare au datorii la SPAE, ci și instituțiile publice, spune primarul Marius Creciu. Un singur exemplu, Direcția de Tineret și Sport cu hotel acolo, spun că n-au prevedere bugetară, n-au primit rectificare. În acest moment, nu știu să vă zic exact ce sumă, dar n-au plătit din iarna trecută. Deci anul acesta, dacă nu vor înțelege să își plătească și nu este vina mea că n-au prins dumnealor acolo, nu vor primi agent termic. Noi ne-am plătit toate datoriile, puține instituții, în acest moment cred că mai este încă o instituție, îmi scapă, dar cele mai multe restanțe le avem la anumite asociații de locatari. Anul acesta, autoritățile au reușit să aducă în mai multe zone conducta de gaz. Tot ce trebuie să facă severineni este să se racordeze, scapă astfel de incertitudine agentului termic. În acest moment, Spitalul Județean are gazul la poartă, cum ar și pot să spun, în momentul acesta, nu depinde decât de instituția Consiliului Județean, de Spitalul Județean, să rezolve această problemă. Dar, din informațiile mele, vor merge anul acesta tot pe agent termic. Eu sper ca pe viitor să-și facă măcar o rezervă pe această zonă a gazelor. Îi rog și îmi permit să, prin intermediul nostru, îi rog și pe cei care au gazul la ușă și vor să se racordeze să facă acest lucru, pentru că foarte multă lume își dorește gaze, dar când vii cu el la poartă, uite să-și facă acordul. Așteptăm o vești de la București în ceea ce privește ajutorul financiar și pentru această iarnă. Între timp, sperăm ca vremea să țină cu noi cât mai mult timp, având în vedere că primăria și-a propus să înceapă distribuirea agentului termic în luna noiembrie.